veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce am discutat acum o săptămână despre biserica din Ierusalim, acea primă biserică unde Domnul, începând cu ziua Rusalilor, când a turnat Duhul Sfânt, a început să adune oameni într-un număr mare, posibil la ordinul zecilor de mii la nivelul Ierusalimului. Dacă numai după câteva zile, în capitolul 4, cu versetul 4, deja ajunseseră la 5.000 și sunt versete după aceea care spun că numărul creștea mereu, acea biserică din Ierusalim s-a dezvoltat sub propovăduirea cuvântului și sub pecetea Duhului Sfânt. Ei stăruiau până când au saturat Ierusalimul de învățătură, evanghelizând, trăiau într-un spirit de rugăciune, manifestările Sfântului Duh erau prezente, semnele și minunile însoțeau puternic și de fiecare dată, cel puțin în referințele biblice, lucrarea de propovăduire a cuvântului, și apoi aveau acel specific al lor, viața comunitară, toate le aveau împreună. Cât despre slujitori, ei erau apostoli. Nu știm în ce context au apărut prezbiterii, dar sunt menționați în mai multe rânduri în Cartea Faptele Apostolilor. Iar pentru probleme administrative și nu numai, apropo de cazul lui Ștefan, au fost ordinați diaconi. Și aminteam noi în final că cele mai reprezentative caracteristici ale bisericii din Ierusalim erau umplerea, într-o măsură foarte mare, a poporului întreg cu Duhul Sfânt. La orice mișcare, ori încotro te întorci în fapte, era o prezență foarte puternică a Duhului Dumnezeu. Și cea de-a doua caracteristică, o împlinire, o satisfacție spirituală și sufletească a bisericii. Tot peste tot, plin de bucurie, plin de har, fericiți. Până la un moment dat, cel puțin până în capitolul 4, nu apare nici o mențiune negativă. Vedeți, spune aici în 4:33, și un mare har era peste toți. 34, căci nu era niciunul printre ei care se ducă lipsă. Și dintr-o dată, când pășim în capitolul 5, scrie aici, dar. Și de aici, de la acest dar, apar în Cartea Faptele Apostolilor ceea ce am numit problemele bisericii din Ierusalim. Crizele spirituale menționate în Noul Testament. Vechiul Testament a avut crizele lui. Cea mai majoră a fost predispoziția permanentă spre închinarea la idoli. Dar vrem să ne oprim în dreptul bisericii din Ierusalim și să vedem problemele cu care s-au confruntat ei. Existența problemelor nu înseamnă lipsa progresului sau moartea unei lucrări. Depinde de felul în care ele sunt rezolvate. Este normal ca pe pământ să fie luptă, să fim atacați de diavolul, să fim ispitiți. Însă, problema se pune dacă suntem biruitori sau vom fi înfrânți în luptele care se dau la nivel individual sau la nivel colectiv al bisericii. Și ne vom opri la 5 probleme interioare ale bisericii. Nu numai că doar acestea sunt, dar acestea le-am înțeles. Prima dintre ele, apariția fățărniciei, a compromisului. Și avem această mențiune aici în capitolul 5, de la versetul 3. Acest compromis, această fățărnicie, o notează Petru că este îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște? Deci aici s-a născut această lucrare, un astfel de gând în inima ta. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și apoi, în versetul 9, către nevastă sa, Petru zice, cum v-ați înțeles voi? Deci s-a născut în inima unui om, dar apoi s-a înțeles cu soția lui. Să ispitiți pe Duhul Domnului. Iată picioarele celor ce au îngropat pe bratul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Eu cred că în inima lui Anania și a Safirei s-a înregistrat o lipsă de dragoste față de Dumnezeu. Un păcat petrecut în interiorul lor. Dacă Petru nu ar fi descoperit în biserică, nu s-ar fi știut nimic. Nu s-ar fi cunoscut că inima unui om este invadată de Satan și chiar posedată, într-un fel spus. Totul s-a petrecut nu între oameni. Pe apostol nu i-a îndreptățit cu nimic, din potrivă. Pentru biserică a dat niște bani.
Totul s-a petrecut între om și Dumnezeu. Dacă ceilalți dădeau totul și nesiliți, rezultă că își dădeau din dragoste. Dar dacă ei au reținut și au și mințit pe deasupra, rezultă că dragostea lor suferea. Și amintiți-vă mai târziu ce spune în Apocalips, toate carențele în viața spirituală a unui om sau unei colectivități începe acolo când dragostea suferă. Adu-ți aminte de unde ai căzut, toarci la dragostea din tâi. În felul acesta pot să fie și astăzi probleme și noi nici nu le știm. Cine dintre noi, de exemplu, știe câți bani dă fiecare și cât este de corect el cu Dumnezeu? Cine dintre noi află când cineva vine și ne spune, frate, n-am putut să vin la adunare numai atunci, adică numai o parte din timp am putut să o închin Domnului și în rest n-am putut? Noi nu știm. Este un compromis aici, la nivelul relației dintre om și Dumnezeu. Citim versetul 2. După ce el a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Numai că apostolii aceștia aveau ceva în ei. Și citim versetul 8. După ce întreabă Petru și pe ea, Petru a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Și ea a zis, cu sânge rece. Da, a răspuns ea, cu atâta. Petru i-a întrebat, putea să treacă neobservată problema. Eu nu cred că Petru îl chestiona pe fiecare, ia, dă-mi, te rog, factura să văd, atât sau nu atât. Dar aici Petru a avut o călăuzire. Cu atâta dreptul lui, cu atâta în dreptul ei. Petru, sub darul de cunoștință posibil, cred, a lui Dumnezeu, i-a descoperit și sfârșitul lor, cunoașteți, a fost pierzarea. Vă întreb, fără prezența Duhului Dumnezeu în Petru, putea biserica să rezolve problema aceasta? Nici într-un caz. Și uite așa, de la 1 s-a întins la 2 și de la 2 la 4 sau într-un alt procent sau număr. Și compromisul acesta se extinde că Domnul Hristos spunea că fățărnicia este ca un aluat. Și acesta este purtat de Satana, că el umpluse inima Ananiei. Și nu se mulțumește Satana cu o familie, că nici în rai nu s-a mulțumit cu o familie, numai atunci n-au fost mai mulți. Și el ar fi extins, cum de altfel a și reușit mai târziu. Însă aici Petru a tăiat firul prin prezența și puterea Duhului Dumnezeu. Să ne păzească Domnul de compromisuri, care nu pot fi descoperite de frați, dar care se produc între noi și Dumnezeu. Fie el și la nivelul mărunțișurilor de bani. O altă problemă, a doua, în capitolul 6, avem aici o nerezolvare echitabilă, dreaptă, a problemelor materiale aferente bisericii. Biserica este un organism spiritual, însă până una altă este într-un trup de carne, trup care are nevoie de ajutor, de îmbrăcăminte, de hrană. Și spune aici, în versetul 1, în zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, deci evreilor din Iudeea, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțial ajutorilor de toate zilele. Nu ni se spune aici că era o trecere cu vederea voită, așa în mod deliberat, neglijent, sau că evreii din Ierusalim nu cunoșteau și nu exista o evidență amănunțită a văduvilor care vorbeau grecește, care probabil se întorseseră din diaspora. Nu știm exact. Dar nu se împărțea în dreptate. Era o muncă foarte imensă. Și uneori se poate întâmpla la fel. Cineva să greșească nu pentru că este rău intenționat, pentru că săracul nu-l ajută puterile sau nu poate știe face mai bine. Dar faptul este sesizat. Și cel care e păgubit nu te crede că tu n-ai avut vreme sau că l-ai uitat fără să vrei. Cel care este păgubit va fi ispitit diavolul să spună, ai văzut? Pe mine mă urăște, n-are grijă de mine și de aici se nasc problemele celelalte. Soluția la care au recurs apostolii au fost alegerea și însărcinarea celor 7 diaconi cu rezolvarea acestor probleme. Reținem de aici mai multe lucruri. Problemele pământești, materiale mai exact, nu trebuie să încurce partea spirituală. Partea spirituală rămâne pe primul loc, dar nici aceasta nu poate trece neobservată și nu trebuie să rămână nerezolvată. Ce este foarte frumos aici, uitați-vă în versetul 3, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. 3 calități vorbiți de bine, deci cu un trecut care să le dea dreptul să facă lucrarea aceasta. A doua calitate, oameni plini de Duh pentru probleme pământești. Că problemele firești nu se pot rezolva numai de oameni abili
în plan firesc, ci trebuie să aibă mai întâi abilitatea spirituală și apoi, pe cealaltă, și spune aici, înțelepciune. Însă uneori s-ar putea să punem în asemenea slujbe oameni care sunt înțelepți, care se pricep din punct de vedere economic să rezolve problemele. În planul acesta material în societate, dacă au la activul lor și curriculum lor vitae, viața lor de până atunci, în diferite domenii, nu este curată, nu sunt apți pentru anumite funcții de gestiune sau altele. Dar în plan spiritual este nevoie și să fie plin de Duh ca să poată rezolva problemele pământești. Și să ne ajute Dumnezeu să avem asemenea oameni. Că după cum este de lipsă uneori de oameni spiritual pe care să-i ai în slujbă pur și strict spirituale, să știți că uneori de asemenea este mare nevoie de oameni care să rezolve problemele pământești, problemele financiare, probleme materiale. Că și aceștia trebuie să aibă tot plinătatea Duhului ca să le poată rezolva cu adevărat pe toate. Deschideți la capitolul 11. Diaconii au fost numiți să rezolve problemele materiale, dar nu era o interdicție să nu se ocupe și prezbitere de ele și apostolii. Amintiți-vă că și Pavel a spus la un moment dat, dacă e nevoie, chiar eu mă duc. Dar spune în 11:30, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Diaconii nu sunt menționați aici, dar în mod evident, ei i-au secundat pe prezbiteri în lucrarea aceasta. Apostolii au văzut și ei de lucrarea aceasta, n-au abandonat-o definitiv. Acum e treaba diaconilor și pe noi nu ne mai dore capul deloc. Pentru că ei amintesc ei mai târziu în Galateni 2 lui Pavel să aibă grijă și de săraci. Ceea ce rezultă clar că aveau și ei. Dar problema în amănunte, din punct de vedere analitic al desfășurării ei, cădea în sarcina diaconilor. Trecem acum la cea de-a treia problemă. Încercări de pătrundere a lăcomiei de bani. Și diavolul, amintiți-vă de ce spune Pavel în 1 Timotei capitolul 6, diavolul știe că lăcomia de bani, unde a pătruns de 2000 de ani ce au făcut banii prin biserici, chiar și Domnul Iisus a avut o răfoială cu banii la nivel de templu. 1 Timotei 6:10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință și au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Deci diavolul a dat un atac și pe linia aceasta. Să dea niște rădăcini în biserică și să-i smulgă pe oameni de la credință. Care sunt dovezile din Cartea Faptele Apostolilor? În capitolul 3:6 scrie așa. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am. Și dacă ne amintim și de cazul din Evanghelie, când Domnul Iisus, printr-o intervenție supranaturală, la acea pescuire, a plătit darea pentru templu și în dreptul lui Petru, ne dăm seama că Petru, mai cu seamă de când se lăsase el de pescuit, era un om sărac și avea familie. Și când a spus argint și aur n-am, eu nu cred că a fost o vorbă în vânt, cum spun uneori oamenii, ca să nu dea la cineva împrumut sau să nu dea la unul care cere. N-a avut. Nu că a murit de foame, dar nu avea surplusuri. Și în capitolul 8:18, când a văzut Simon, acel vrăjitor din Samaria, că Duhul Sfânt i-a dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Eu nu știu exact dacă au apucat să ia și apoi le-a spus Simon ce vrea cu ei, sau că în clipa aia s-a derulat totul, nu știu. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. El câștiga de aici. Amintiți-vă și de acea vrăjitoare care făcea un serviciu stăpânilor ei, de unde ei profitau. Înțelegem că Simon n-a umblat doar așa cum mărunțiș, cum a dat văduva săracă la templu. Le-a dat niște bani. Care valora oricum, am zice noi acum să nu avansez nicio sumă, dar le-a dat ceva. Însă Petru și Ioan nu au căzut la problema aceasta. Vreau ei să credem că Petru și Ioan au funcționat exact după spusele Domnului Iisus. Deschideți la Matei 10. Ei au fost învățați de Domnul cum să procedeze în dreptul banilor. Matei 10:7. Ei mai misionaseră și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerului este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Dar uitați-vă că în versetul următor schimbă lucrurile. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în drâile voastre. Și n-au avut când s-au dus la templu, au ascultat ce a spus Domnul. Dar, Doamne, dacă bani să nu luăm, pentru că vindecăm să nu primim bani, noi ce facem în misiune? Și versetul următor spune. Nici traiste pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.
În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. N-a spus Domnul aici să nu fie întreținuți, că trebuiau cazați și trebuiau hrăniți. Dar Domnul a spus, nu legați banul de vindecarea bolnavilor de propovăduirea Evangheliei. În versetul unde sunt scrise lucrările, scrie, astea sunt fără bani. Dar mai jos când vorbește, voi ați plecat și aveți cu voi un trup care trebuie îmbrăcat și un stomac care trebuie alimentat, atunci să știți că veți fi vrednici să mâncați și să fiți cazați și așa mai departe. Dar asta le-a spus Domnul, nu legați slujbele de bani, legați necesitățile vieții de ajutorul pe care îl primiți. Și asta se făcea în Ierusalim? Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi dat niște salarii mari la apostol cum au parlamentarii, să zicem? La Petru trebuia să-i pună un salar mare, la ceilalți apostoliară, la văduve și știu ce pensie mai rămânea. Dar n-a dat banii după slujbe, ci după necesități, adică le-a legat de nevoi, nu de slujbă banii, nu de actele care se făceau. Și dacă se face așa, este corect să sprijinești pe cineva, dar nu să fie remunerată lucrarea sfântă ca atare. De exemplu, se merge în misiune. Dacă eu mă duc cu mașina, mai mie îmi plătește drumul. Dar dacă mă duc cu altul cu mașina, doar pentru că am predicat, nu-mi plătește nimic. E plătește ăla care s-a dus cu mașina. Este normal să fie așa. Sau ne dă să mâncăm la amândoi. Așa cred că s-au raportat Petru și Ioan și nu au căzut în această plasă a diavolului și i-au răspuns lui Simon în Fapte 8, ne reîntoarcem acolo, de la versetul 20, Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Dacă îi spui una din asta la unul care vrea să te mituie, mai vine cu bani altătură. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Simon nu le-a spus, Petru și Ioan ați venit de la Ierusalim și până stați aici, eu am adunat niște fonduri și vreau să vă întrețin. Nu, nu. El a vrut să dea banii pentru dar. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Să ne păzească Domnul de lăcomia de bani, care este o închinare la idoli, spune Pavel în Coloseni 3:5 vis-a-vis de lăcomia de avere, care de fapt este același lucru. Trecem la cea de-a patra problemă a bisericii, insensibilitate spirituală, atât la intrarea în biserică, cât și la intrarea în slujbă. Textul biblic, Fapte 11, de la versetul 1. Apostolii și frații care erau în Iudeea, deci evident cei din Ierusalim, de la centru, au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Și întoarcem pagina aici și vedem istorisirea lui Petru și el le spune, versetul 15, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca să peste noi la început și mi-au să aminte de vorba Domnului, cum a zis. Versetul 7, deci dacă Dumnezeu le-a dat acelor dar ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine vreau eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Nu s-au împăcat ei cu ideea că respectivii oameni sunt apți sau au dreptul să intre în biserică. Și asta este o mare ispită când cineva sincer, primit de Domnul, cu chemare dumnezeiască, specială, de exemplu, cazul lui Corneliu, noi să-l oprim la ușa bisericii și să nu-l lăsăm să intre. În mod sigur, nu Duhul lui Dumnezeu i-a îndemnat să spună aceasta. A fost o reticență de ordin intelectual, de ordin tradițional a lor. Și totuși mă bucur că atunci când Petru le-a explicat, făcând apel la spusele Domnului, adică la cuvânt și la mărturia Duhului Sfânt, la prezența și realitatea de pe teren, spune versetul 18, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Să nu extindem la maxim ideea aceasta că putem să fim insensibili spiritual dacă nu primim pe toți. Amintiți-vă că Ioan Botezătorul le-a dat la unii la locomandă. Insensibilitatea spirituală e în două sensuri. Ori să nu-i primim pe cei pe care Domnul îi cheamă, ori să-i primim și pe cei care au venit ei. Adică ceea ce spune Ioan în capitolul 1. De la versetul 12 a venit la Isaia, dar nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede, nu mi le-a dat dreptul. Să se fac. Și enumeră acolo câteva variante. Unele sunt greșite, altele sunt bune. Spune, născuți nu din sânge,
Și aici poate fi o insensibilitate spirituală, că unii sunt copiii noștri și, dacă sunt ai noștri, mai și cântă încă de la o vârstă foarte fragedă. Nici din voia firilor, unii vor, nici din voia vreunui om să fii influențat de cineva, ci din Dumnezeu. O adevărată sensibilitate și înțelegere spirituală este să deschizi ușa la cei pe care le-o deschide Dumnezeu, cum a deschis Domnul ușa neamurilor, ușa pocăinței, să aibă viață. De asemenea, tot în Fapte, citim în capitolul 9, că poate să fie o insensibilitate spirituală la primirea slujbă. Asta e iarăși foarte gravă în biserică. 9:26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul, ulterior Pavel, a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Măcar că el deja predicase. Atunci Barnava l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damas propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. S-ar putea să cheme Domnul pe cineva la o lucrare. Predică prorocie, par chiar să fie ordinat. Și unul dintre noi să avem niște rezerve care au un temei logic până la un moment dat. Dar știi ce a făcut acesta? Dar știi ce s-a întâmplat și de unde vine, din ce mediu vine, știu eu, o fi fost securist sau știu eu ce alt trecut, mai cenușiu are. Și atunci să spunem, nu se poate. Și este nevoie de oameni sub călăuzirea lui Dumnezeu și cu o finețe spirituală, cum a fost Barnaba, care să meargă să le explice și el să facă legătura, juncțiunea aceasta. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-ar fi primit pe Pavel deloc? Este absurd să ne imaginăm asta, dar să o facem, prin reducere la absurd. Să nu-l primească pe Pavel în biserică. Dar imediat frații au înțeles. Vedeți, în multe din situațiile care vi le-am spus până acum, au fost probleme în biserica din Ierusalim, dar și-au găsit rezolvare. Și toate problemele acestea se pare că și-au găsit rezolvarea prin lucrarea Duhului Dumnezeu între ei. Și aici, uitați-vă în capitolul 13. Hai să zic că l-au primit pe Pavel până la un moment dat, pe Saul, cum se numea atunci. L-au acceptat, hai fi și tu printre predicatori. Dar nu într-o slujbă mai aparte. Dar spune în 13:2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe acela pe care voi n-ați vrut să-l lăsați nici să predice, pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Dumnezeu a elucidat aceste probleme apărute în biserica din Ierusalim. Cea de-a cincea problemă internă și ultima, pătrunderea legalismului. În Fapte, capitolul 15, scrie de la versetul 1, câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, deci veniți din Ierusalim, dacă nu sunteți tăiați în prejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Este prima referință a partidelor apărute în biserică. Și astăzi sunt atâtea sciziuni și măcar că trăim într-o perioadă pe fond de ecumenii când vor să se unească, tot nu reușesc. Partidele apărute aici, mai târziu în Corint și diversificate și lățite de-a lungul istoriei, sunt foarte puternice. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostol și prezbiter și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. De la Ierusalim venise neînțelegerea, cum de altfel recunosc ei în scrisoare, și acolo s-au dus să o rezolve. Versetul 5 explică mai exact. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, au pus-o ca un imperativ, trebuie, și să le se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Și n-a fost o problemă ușoară, uitați ce scrie aici, versetul 7, după ce s-a făcut multă vorbă, au reușit apostolii să rezolve și problema aceasta. Cum au rezolvat? Știți cum, nu? Ni s-a părut nimeni Duhul Sfânt și nouă, iarăși cu Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, în mod sigur, nu rezolvau. Dar rețineți, nu numai așa de formă cu Duhul Sfânt, că și ea din Corinteni, din gură, aveau Duh până peste cap. Dar pentru aia era unul cu unul, unul cu altul. Adevăratul Duh, adevărata lucrare a Duhului și în biserica în unitate. Această problemă se repetă tot mereu și se întâmplă acolo unde oamenii țin o idee și când țin oamenii prea mult pe una, atunci se produce sciziunea, fac partidă.
Vedeți, ăștia din partida fariseilor n-au luat în calcul și alte condiții. Că trebuie să fie credincios, să aibă Duhul lui Dumnezeu. Nu, prima condiție, să păzească legea lui Moise. Că unele sunt bune, dar când o pui numai a ta în față și ții de ea și celelalte le-ai dat la spate, cam Psalmul 50, ai luat-o într-o direcție greșită. Ba, ca să nu mai spun că unii fac partidă din niște lucruri care nici măcar nu sunt bune. Dar chiar dacă e o idee bună, dacă numai pe aia pisăm, nu iese nimic. Apostolii au rezolvat problema aceasta după ce Petru, Pavel, Iacov au luat cuvântul sub călăuzirea lui Dumnezeu din nou și au scris apoi începând cu versetul 23. Apostolii, prezbiterii, care erau principalul for spiritual și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria, în Cilicia, plecăciune, fiindcă am auzit că unii plecați de aici, au tulburat prin vorbirile lor, v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă iați împrejur să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă, cu un gând, am găsit cu care să alegem niște oameni care să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar și pe Iuda și pe Sila, care spune versetul mai apoi că erau proroci, ca să întărească și ei lucrul acesta, care vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou. Nu știu exact cum a fost mărturisirea Duhului Sfânt, că așa trebuie să fie. Dar a fost reală. Ei au înțeles-o, au perceput-o și au îmbrățișat-o. Versetul 29. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de obitoacele zugrumate și de curvie. Lucruri de care dacă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Lăsăm ideea aceasta neîncheiată pentru că mai dezbatem acum două probleme externe care au apărut în biserică. Și prima dintre ele o continuă pe aceasta. Însă o mențiune. Întotdeauna problemele interne sunt mai grave decât cele externe. Când un om este bolnav înăuntru, este mult mai gravă situație decât dacă are o plagă sau o leziune în afară. Țările române n-au fost bătute de turci și de tătari cât le-a distrus fatul boierilor și fărămățările și răzmerițile dintre ei. Așa este și în biserică. Ca probleme externe am amintit doar două în legătura cu legea Vechiului Testament sau, am spune generalizat, legătura cu celelalte religii, cum ar fi în vremea noastră, și cea de-a doua legătura cu statul. Vorbind despre legătura cu Vechiul Testament, biserica este clădită pe sistemul Vechiului Testament. Dar mai exact, confruntarea lor a fost nu cu Vechiul Testament, ci cu religia ajunsă în forma aceea prin malformarea Vechiului Testament. Că și astăzi, când există confruntare între credința adevărată și cea falsă, confruntarea este între eronarea care s-a produs și între deplasarea făcută și cei rămași pe poziția inițială sau reformați la poziția inițială. Și aici vreau să menționăm două lucruri. De fapt, toată lucrarea din biserică nu este altceva decât împlinirea Vechiului Testament în Isus. Și este mesajul Noului Testament. Vechiul Testament și-a avut împlinirea în Isus și în lucrarea din biserică. Descrieți la Fapte 26:6-7. Se apără Pavel înaintea lui Agripa spunând: și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc de curmat lui Dumnezeu și zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Aici era problema între biserică și oamenii religioși, Ana, Caiafa, Alexandru și ceilalți din vremea aceea. Biserica credea că Vechiul Testament își are împlinirea în biserică, ceilalți o așteptau să vină, cum au așteptat-o sute de ani și nu s-a instalat în felul cum doreau ei. Și în Fapte 13 avem, evident, lucrul acesta în predica lui Pavel, 13:32. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, asta vreau să-i explice apostolii la iudei, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi. Copiilor învin pe Iisus după cum este scris, deci în Vechiul Testament și ia cartea psalmilor, psalmul 2 și apoi a profeții. Și 39, și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Nu le aruncă la gunoi. Și cum spune Pavel în Galateni, legea așa a avut locul ei și rolul ei. Până eram nevârstnici, până eram copii. Și faza de biserică este o fază de creștere a lui Dumnezeu în evoluția împărăției sale. Și le explică Pavel, dar e foarte frumoasă legătura cu Vechiul Testament, dar este o împlinire a Vechiului Testament, o continuare și de fapt o înălțare la un nou nivel, că tot ce n-a putut rezolva legea lui Moise, cum spune și în Ioan capitolul 1, harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus Hristos. Problema însă se punea pentru ei și uneori se mai pune și astăzi, în ce măsură sunt compatibile, adică se potrivesc practicile bisericii cu practicile iudeilor din Vechiul Testament.
ce se mai ia și ce nu se mai ia. Citim în Fapte 18 despre o situație în dreptul lui Pavel. 18:18. Partea finală. După ce și-a tuns capul în chei în creacă, își făcuse o jurință. Și întoarceți la 21:21. Îl sfătuiesc apostolii și prezbiterii pe Pavel. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepere de Moise. Versetul 22. Ce este de făcut? 23. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Aici aș lua-o că apostolii sau alții l-au împins pe Pavel să facă problema aceasta. Dar dincolo, făcuse se pare că dintr-o motivație mai proprie, un fapt asemănător. Versetul 24. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei, ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că tu umbli tocmai după rânduială și păzești legea. 26. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilor curății, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. Este vorba de problema nazireatului, menționată în Numeri capitolul 6. Problemă care pe scurt însemna pentru o perioadă să te retragi din mulțime, să nu te atingi de oameni necurați, să ai un regim alimentar foarte strict, să te dedici pentru Dumnezeu. Când se încheia acea perioadă, dacă omul nu se întina pe parcursul ei, trebuia să aducă jertfă. Faptul că e o juruință să te sfințești este admisibil. Chiar și la nivel de familie poți să faci, spune 1 Corinteni 7. Problema se pune însă, Pavel atunci era corect să aducă jertfă la templu? Mai era corect să aducă jertfă într-un templu cu perdeaua ruptă? Mai își aveau valabilitate jertfele? Și răspunsul este că nu. Trecem la alte probleme și apoi cred că lucrurile se înțeleg mai ușor. În 18:21, Pavel și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim. Deci Pavel a ținut să fie de o anumită sărbătoare la Ierusalim. Mai târziu, în 20:16, Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici ca să nu piardă vremea în Asia, că se grăbea, dacă îi va fi cu putință, să fie la Ierusalim de ziua cincizecimii, de ziua Rusalilor. În ce măsură își mai aveau rostul sărbătorile din Vechiul Testament? Acele trei sărbători principale, Paști, Rusalii, sărbătoarea cortului, cu ziua ispășirii, azimilor și alte legate de ele, la templu. Esența sărbătorii era ritualul adus acolo, nu data din calendar, pentru că au fost vremuri în Vechiul Testament când n-au putut să sărbătorească Paștele la termenul respectiv. Dar nu atunci au fost Paștele, ci Paștele au fost când s-a adus jertfele necesare, chiar dacă au fost la un alt termen sau în luna următoare. Ori din moment ce jertfe nu mai era corect să se aducă, și le explică scritorul epistolei către evrei, doar sângele animalelor nu poate să facă ceea ce a făcut Hristos odată și pentru totdeauna. Ce rost atunci și aveau sărbătorile, dacă jertfe nu mai era corect să se aducă? Cum atunci să spun că eu țin Paștele, dacă eu nu aduc mielul de Paște? Numai vorba e că țin Paște. Deci ei odată avându-și împlinirea, sacrificiile animalice, nemai avându-și rolul, și sărbătorile și-au avut împlinirea spiritualizată. Excepție în Cartea Faptele Apostolilor putea să facă doar sabatul, pentru că în sabat oamenii se adunau și la sinagogile din diferitele cetăți din Imperiu, și sinagogile instalate în exil mai întâi aveau slujbe spirituale, serviciu divin, fără jertfe. Ei, la sinagogi putea să continue închinarea. Citim în Fapte 13 că Pavel s-a folosit de acest timp de odihnă, de repaus al oamenilor și când ei se adunau la sinagogă pentru a le vesti Evanghelia. 13:14. Din Perga și-au luat drumul înainte și au ajuns în Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului a intrat în sinagogă și au șezut jos. Când au ieșit afară, neamurile au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre același lucru, deși neamurile luau repausul în ziua de sabat. 44, în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și în Fapte 16, chiar unde n-a fost o sinagogă, în timpul de sabat, Pavel s-a retras ca să discute cu femeile undeva pe marginea râului, unde a crezut că este un loc de rugăciune. 16:13. Dar lucrurile care țineau de ceremoniile de la templu, aici a fost problema, de celelalte practici, trecerea de la iudaism la creștinism. Ele, avându-și împlinirea, și-au pierdut rostul. Spune Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. Aceasta poate fi spus și în contextul trecerii de la problemele Vechiului Testament la cele ale Noului Testament. Problemele cu sărbătorile se repetă la noi într-o altă culoare. Luați modelul bisericii de aici și Dumnezeu să ne sfințească. Amin. Ultima problemă, legătura cu statul.
încă de la începutul bisericii. Conducerea religioasă și politică s-a împotrivit lucrării lui Dumnezeu. Măcar că apostolii au fost foarte pașnici. Două săbii au avut, una a folosit-o Petru, de atunci încoace eu nu mai știu să fi pus vreunul mâna pe sabie. Însă citim în capitolul 4 din Fapte, cu 2, atitudinea conducătorilor. Capitanul templului, într-un cuvânt, conducerea religioasă și politică. Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea morților, au pus mâine pe ei, i-au aruncat în temnițe până a doua zi că se înserase. Versul 17, apar intimidările, dar să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Însă știți că ei nici vorbă să se potolească. În cazul lui Ștefan, spune în 6 cu 13, că au încercat, și s-a încercat și în alte dăți în istorie. Au scos niște martori mincinoși. Deci dacă n-a mers intimidarea, dacă n-a mers alte modalități de stoparea lucrării, mânia lor nu s-a potolit și au recurs la arestări, cum a fost cazul lui Pavel, situație în care Pavel ne dovedește că avem dreptul să ne apărăm sau să facem altceva. Și a făcut Domnul și ce au făcut cei din Fapte 8, să fugim. Nu este o lașitate, este o strategie. Domnul le-a spus, când vor prigoni într-o cetate, fugiți într-o altă. Băi, de acolo unde fugiți, nu vă ascundeți, începeți aceeași poveste de la capăt. Și acesta a fost modelul și lor din Faptele Apostolilor. N-au fugit de răspundere, au fugit cu Evanghelia. Iar când a fost cazul, Pavel s-a apărat în fața lui Festus, în fața lui Felix, în fața lui Agripa. De fapt, ce era apărarea lui Pavel? O nouă evangelizare. Că doar îi prorocise Domnul prin Anania că trebuie să evangelizeze pe ceilalți care nu vin la biserică. Dar ne cheamă la ei cu alte scopuri și noi folosim asta. Diavolul are niște strategii foarte diverse de intimidare, de stopare a lucrării din biserică, 10 și 11. Și așa am făcut în Ierusalim. Și în Ierusalim, zice el, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte îmi dădeau și un vot împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună, împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. Și apoi rea el 1 Timotei 1 cu 13 și spune, eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Metode diabolice folosite împotriva bisericii. Și în ultima instanță s-a ajuns, recurgându-se la martiraj. Primul știți că a fost Ștefan, s-a pornit apoi o cruntă prigoană, s-au dus toți din Ierusalim în afară de apostol, apoi în Fapte 12 Irod omoară cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei, urmând după dorința lui să facă același lucru și cu Petru, însă nu-i venise vremea că nu-și terminase lucrarea, că Domnul îi spusese care să bătrânească. Biserica din Ierusalim era o biserică formată pe baza cuvântului, cuvânt despre care Domnul spunea în Ioan 5:39, cercetați scripturile, dar ele mărturisesc despre mine. O biserică formată pe cuvânt este o biserică formată pe Iisus sau avându-L ca și cap pe Iisus. Și nu numai atât, avea pecetluirea Duhului Dumnezeu. Citim în Fapte 10, de la versul 39. Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și Ierusalim. El a omorât atârnându-L pe lemn. Și acum de la 43, toți prorocii mărturisesc despre El, adică tot Vechiul Testament îl vizează pe El. Că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți și ce ascultau cuvântul. Deci asta a fost esența bisericii. Și aici și oriunde. În timp ce ei predicau că cuvântul lui Dumnezeu din vechime și-a avut împlinirea în Iisus, Duhul Sfânt pecetluia, ca și la botezul Domnului. Lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Dumnezeu parafa din ceruri lucrarea aceasta. De atunci, biserica n-a mai ținut de templu. Biserica a ținut de templu viu. Spunea Domnul când i-a scos afară din templu, străcați templul acesta și fac altul. Și scrie acolo în Ioan 2, că după înviere și-au amintit apostolii despre ce vorbea Domnul. Căci Duhul Sfânt n-a fost dat la templu. Și de aceea, jertfele de la templu, sărbătorile de la templu își pierduseră valabilitatea, adică expiraseră, își avuseseră împlinirea. Și este vechi, spun în Evrei, e aproape de piere. Duhul Sfânt a fost dat în casa cu ucenici, nu la templu, precum în vechime când umpluse norul Domnului, prezența lui Dumnezeu, templu. Pentru că biserica era de acum unde sunt ucenici, unde sunt doi sau trei și unde sunt ceilalți ai Domnului. Și în ultim gând, biserica din Ierusalim a fost biserica mamă, o biserică unită. Dar știți cum poate fi o biserică unită? În 5:12 scrie că avea o conducere unită. Proverbul 5:12. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Toți erau împreună. Dar și poporul era împreună, uitați-vă aici. În 4:32, mulțimea celor ce credeau era o inimă și un suflet.
O biserică unită de zeci de mii de membri și cu atâția lucrători, unită. Și după ce Domnul a hotărât să ajungă biserica la o anumită maturitate, spuneam că n-a fost o lipsă de inițiativă a lor că nu s-au dus să propovăduiască. Și din potrivă, cred că Domnul a hotărât să ajungă la un anumit nivel de maturitate și apoi să se împrăștie ei. Și după aceea s-au împrăștiat peste tot. Știți, spune în capitolul 8. Și apoi, după ce s-au împrăștiat, scrie în Fapte 9:31, biserica se bucura de pace. Se tărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Dar biserica din Ierusalim, Iudeea, Samaria, după ce s-au dus și au deschis filiale sau alte biserici, cum au fost acele biserici născute de biserica mamă? Există vreo diferență? Nu. Pentru că a fost o mamă sănătoasă. Și biserici născute în Iudeea și în Samaria, scrie despre ele în 9:31, aceleași lucruri ca despre cea din Ierusalim. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Rețineți, dorim să nu pătrundă fariseismul și falsul în relația cu Domnul, să nu pătrundă nedreptatea nici în cele mai mici lucruri, să nu pătrundă lăcomia de bani, să ne păstrăm sensibilitatea spirituală și să nu pătrundă legalismul, ci prezența harului lui Dumnezeu. Să nu împrumutăm din alte religii ce nu-i de împrumutat și cu cezarul să respectăm și să ne facem treaba liniștiți, că cezarul oricum nu-i place, că nu-i place cezarului ălaltuia mai mare. Chiar dacă cezarii ăștia până un altă ne simpatizează, e cezarul ălalt, care e bătrân, ăla nu-i place. Și în final să înțelegem că biserica din Ierusalim era o biserică avându-l cap pe Domnul Iisus și pecetea puternică a Duhului Dumnezeu, fiind uniți cu toți în jurul Domnului, apostolilor, o biserică întreagă. Biserică ajunsă la o anumită maturitate de unde s-au născut apoi celelalte biserici după același model dumnezeiesc care vrea Domnul să rămână până în final. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.